Analiștii CFA României estimează pentru următoarele 12 luni inflație de 10,2%. BNR estimează o inflație de o cifră încă din trimestrul 3 al anului. Cursul de schimb anticipat de CFA este de 5,0636 de lei pentru 1 euro. 75% dintre analiști se așteaptă la o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2022 a scăzut la 5,5%, iar pentru 2023 valoarea estimată este de 5,1%. Pentru anul în curs, analiștii estimează o creștere a PIB real de 1,7%, ușor peste nivelul prognozat în sondajul anterior. Comisia Națională de Prognoză estimează o creștere economică de 2,8% în 2023 și o inflație de 8% la final de an. Mergem la Cristian Hostiuc, director editorial al ziarului financiar. Bun găsit, Fini! Salut. Care ar fi motivele pentru care previziunile CFA sunt mai pesimiste decât cele ale Băncii Naționale sau ale CNSP? Bun, în general, analiștii sunt destul de pesimiști. Adică, dacă te uiți la prognozele lor, ele întotdeauna sunt, nu aș putea să spun, spulberate, dar piața câteodată performează mai bine. Bineînțeles că tu, ca și analist, vrei să ții o marșă de eroare. Nu vrei să fii în cazul în care creșterea economică nu va fi de 2,8% sau 3%, tu ai o creștere economică de 1,7%, adică ți-ai atins obiectivul. Și de analiștii, în general, încearcă să nu greșească în minus. Iar dacă greșesc în plus, este ok. Am văzut că CFA mai estimează un deficit bugetar de 5,5% în 2022 și de 5,1% în 2023. Una dintre condițiile aprobării PNRR a fost revenirea la un deficit de 3% în 2024. Poate fi atinsă această țintă și cum? Nu, nu. România nu poate aibă un deficit de 3% în 2024, mai ales că va fi și un an electoral cu mai multe rânduri de alegeri. Noi, în acest moment, dacă ne păstrăm între 5 și 6% și găsim finanțare de pe piață, noi suntem rezonabili. Eu cred că și la nivelul Uniunii Europene nu se va pune problema strângerii curenții. Cel puțin în următorul deceniu, toate statele, ele fiind afectate de situația actuală, de războiul din Ucraina, care nu are un sfârșit, de criza economică, și atunci deficitele bugetare, care sunt o formă de ținere a economiei la suprafață, deci aceste deficite vor fi acceptate să fie mai mari. Deci, în cazul României, noi dacă rămânem cu un deficit bugetar între 5 și 6% în următorii 3 ani și putem să-l finanțăm, este o soluție foarte bună. Bun, rezultatele sunt totuși optimiste, noi trebuie să fim echilibrați. Fini, îți mulțumesc, prognozele. Îți mulțumesc pentru discuție și pentru informații.